Instituțiile de cultură vâlcene, printre care Biblioteca Județeană Antimi Vireanu, Forumul Cultural Vâlcean, Asociația Seniorilor din Educație, Știință și Cultură Vâlcea, dar și o serie de primării, precum și Facultatea de Litere a Universității din Pitești, au evocat personalitatea poetului Mihai Eminescu în ziua comemorării a 165 de ani de la nașterea acestuia. Sărbătoarea Națională a Culturii a animat astfel aproape toate instituțiile de învățământ și cultură din județ și întreaga țară. Mihai Eminescu, iată Ziua Culturii Naționale, pentru că ne referim la tot sistemul de valori care purcede de aici. Avem o serie de evenimente culturale în biblioteca noastră. De asemenea, evenimentele culturale continuă cu evenimentul Eminescu și copii, organizat de colegele de la sala de lectură. Și colegele de la periodice au pregătit o expoziție foarte interesantă, cum este Eminescu oglindit în presa noastră contemporană, puteți afla de la ele. Unul dintre punctele culminante va începe de la ora 16 cu un simpozion care se numește chiar așa sugestiv Eminesciana. Dacă la nivelul instituției luceafărul nostru nu a fost uitat, o parte din vâlceni au simțit ziua de astăzi ca o oarecare joi, iar alții ca sărbătoarea unirii principatelor române. Ce zi este astăzi? Este joi. Da. Și în ce dată suntem? În 15. Păi nu e unirea principatelor? Unirea principatelor? Ne-ați rupt. Păi e unirea... Nu, nu este pe 15. Un mare Moldova. Poet. Un nu? Mare poet. Mihai Eminescu. Ziua lui Mihai Eminescu. Da. Ne puteți spune un vers? Ce te legem? Codrule, fără ploaie, fără vânt, cu crengele la pământ, este scris de Mihai Eminescu. Lacul codrului albastru, nu fer galben în încarcă, trisărind în cercuri albe, el cutremură o barcă. Atât mai îmi amintesc că la steaua care a răsărit, eu care atât de lungă, că mii de ani au trebuit luminii ca să ajungă. După părerea mea, este cel mai mare poet român. Mihai Eminescu s-a născut pe 15 ianuarie 1850 la Botoșani. A fost un poet, prozator și jurnalist român, socotit de cititorii români și de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română. În ciuda problemelor sale de sănătate, Mihai Eminescu a scris poezii până în momentul morții. În buzunarul de la haina pe care o purta în momentul morții se aflau scrise de mână poeziile Viața și Stele în cer. Există un singur film despre viața lui Mihai Eminescu, Luceafărul, regizat de Emil Lotean. Și a apărut în anul 1987.